este o singură cale senină, trăirea învățăturii creștine în toată adâncimea ei și în toată sinceritatea noastră. Toți oamenii, fără deosebire, suntem în aceeași vreme și fiii oamenilor și fiii lui Dumnezeu. Adică după trup suntem făpturi pământești, iar după Duh, făpturi cerești. De la Dumnezeu ieșim, petrecem pe pământ o vreme și iarăși la Dumnezeu ne întoarcem. Fericit cine se întoarce și ajunge iar acasă. Aceasta e cărarea. Unii însă nu se mai întorc. De la cârma minții atârnă încotro pornim și unde să ajungem. Înaintea minții oamenilor se deschid două căi, una lată, plină de ademeniri, și de aceea mulți sunt cei ce merg pe dânsa, iar alta suitoare și îngustă, și puțini se află care să meargă pe ea. Calea largă e calea pierzării, pe ea aleargă de zor două feluri de drumeți. Lucifer, cu toată ceata lui de îngeri aruncați pe pământ, și toată lumea pe care o înșeală el. Și înșeală așa că îi înțeapă cu acul plăcut al păcatului, care le amorțește sufletul o vreme, sau chiar toată vremea vieții pământești. Aceștia pentru Dumnezeu sunt morți, deși lor li se pare că trăiesc. Neștiind de Dumnezeu, sunt cu îngerii cei răi împreună călători la iad, pe calea pierzării. Dar Dumnezeu prea milostivul, din iubirea de oameni, a făcut totul ca să-i întoarcă pe oameni din povărnirea pierzării într-o cale nouă, în calea mântuirii. De aceea Fiul, a doua față a lui Dumnezeu, s-a făcut om desăvârșit, afară de păcat, și ne-a arătat cărarea. Prin urmare, calea mântuirii e chiar cărarea pe care a mers Dumnezeu însuși ca om adevărat. Pe cărarea mântuirii încă merg două feluri de călători, căci de atunci un tovarăș nevăzut și bun merge cu noi, cu fiecare, în toate zilele, cu fiecare rând de oameni, până la sfârșitul veacului. Dumnezeu însuși și cu sfinții săi, întovărășind nevăzut pe oameni. Taina pocăinței este taina prin care puterea lui Dumnezeu dată preoților șterge biruințele diavolului asupra omului. Căci păcatul acesta este o conspirație între diavol și mintea omenească, împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unei porunci a lui, ascultând omul de satana și nu de Dumnezeu. Când aceste înfrângeri sunt spovedite și ispășite prin canon și necazuri, ele nu mai au nicio greutate în cântarul judecății particulare. Când sunt spovedite numai pe patul de moarte și n-a mai rămas timp de canon și îndreptare, vin demonii și înfricoșează sufletul cu necaz și urgie mare. Dacă omul ars păcatele măcar cu o lacrimă, aceasta nu se pierde, ci poate atrage mila lui Dumnezeu. Când biruințele răului asupra omului rămân consimțite întru totul, toată viața, și neșterse prin taina spovedaniei, omul acela, deși botezat, s-a făcut fiul celui de care a ascultat. Atunci biruințele răului au toată greutatea fără de legi și cumpliții au câștigat sufletul omului. Sufletele drepților, însă, ca un șuvoi de foc urcă la cer, ca unele care s-au îmbogățit pe pământ cu focul Duhului Sfânt. Pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur, de nu se va lăsa condus de mâna nevăzută a Mântuitorului prin preoții bisericii. Că zice Domnul Iisus, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Eu nu vă dau neapărat canoane, metanii, rugăciuni, post, ci vă îndemn să vă schimbați purtările, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru crucea pe care v-a dat-o. Vreau să schimb lacrimile voastre în bucurie, mulțumit lui Dumnezeu de toate durerile, căci schimbându-vă purtările, vă veți bucura.
Puțin sunt oamenii pe pământ care să nu păteze haina Sfântului Botez. De aceea Dumnezeu, într-o mila milostivirii sale, a rânduit al doilea botez, botezul pocăinței. Taina pocăinței sau spovedania, care le face sărucirea primului botez. Dar oamenii pun diferite motive ca să nu vie la taina pocăinței. Iată câteva. N-am timp de biserică. De fapt, n-au dragoste. Nu-s păcătos ca alții. Un fel de farisei modern. Acum suntem tineri, când vom fi bătrâni. Ca și când ar avea cineva înscris că va ajunge la bătrânețe. Focul tinerețelor crede că poate înșela pe Dumnezeu, lăsându-i bătrânețele. Oare vei ajunge bătrânețele? Cei ce amână pocăința se aseamănă oamenilor care vor să treacă un râu mare, dar stau la marginea lui, așteptând până trece toată apa. În vicleșugul acestei socoteli se prind oamenii cei mai mulți. Toate motivele pe care le aduc creștinii de a nu veni la cina lui Iisus, de a nu-și griji haina de nuntă, sunt motive de râs, pe care nu le cred nici cei ce le spun. Adevăratul motiv care se ascunde în dosul acestor pretexte e suferința uciderii omului nostru vechi, povărnit spre plăceri, pentru a da loc, a da viață, a îmbrăca omul cel nou, omul care s-a pogorât din cer. Și pe aceasta nu o pot aceștia, pentru că nu cred în Iisus. Când vor zice oamenii, Doamne, sunt un mare păcătos? De atâta vreme mă chem la Tine și eu Ți-am întors spatele și Tu de atâta vreme mă aștepți. Cu Iisus apare în lume o nouă generație de oameni. Neamul lui Iisus, care nu se naște după legile firii numai, ci peste ele se suprapune o naștere spirituală, generația spirituală a lui Iisus. Buna vestire ar trebui să însemneze pentru oameni o ridicare reală, nu numai doctrinară, a căsătoriei la rangul de taină și deci cu roade capabile de taină. Buna vestire taie hotarul între sfinți și oameni de nimic. Foarte adesea mă uit la voi, cum venind de la depărtări mari, după nopți de osteneală cu pâinea săracului în straiță, alergați la mănăstire și rămâne zile de-a rândul ca să auziți cuvânt. Vi se întâmplă pentru vremea când nu mergeați la biserică, la biserica voastră din sat sau din oraș, unde același cuvânt vi s-ar fi vestit, încă din tinerețe. Cuvântul s-a vestit, dar voi ați tândărit și ați rămas acasă când se vestea cuvântul. Căci de unde era să înveți să faci lucrul lui Dumnezeu? Ca să se coboare peste tine și peste casa ta binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă n-ai fost la biserică. Dar nu numai când ați fost la biserică și nu v-ați îngrijit de casa lui Dumnezeu, dar nu te-ai îngrijit nici de biserica ta, căci trupul nostru este locaș al Duhului Sfânt. Și pe acesta l-ai lăsat să se dărăpâneze. Iată că acum trebuie să veniți până aici și să faceți o osteneală asta. Și de-ar fi mănăstirea într-un loc unde ați ajunge cu și mai multă osteneală, să știți că și acolo v-ați duce. Așa de mare e durerea când usucă Dumnezeu viața oamenilor. Pentru necazurile voastre, osteniți, căci numai prin necazul scoate Dumnezeu pe oameni din înțepeneală, din uscăciunea vieții. Iar necazurile te vor usura tot mai tare până când vei căuta să te tămăduiești. Căci iată ce pricină are cu noi Dumnezeu. Nu cu noi, că doar suntem fiii Lui, ci cu relele noastre. Asupra relelor, a păcatelor, a fără de legilor noastre atârnă sabia lui Dumnezeu. Dacă necazurile sunt pricina pentru care veniți aici, apoi pricina pentru care vi le trimite Dumnezeu sunt fără de legile voastre. Să ne mărturisim toate fără de legile noastre, fără nicio ascundere. Și îndată va alătura Dumnezeu o sândă. Să vrei și tu ce vrea Dumnezeu. Să te desfaci de rele. Să zicem că cineva îți face o nedreptate. Tu în toate privințele ești cinstit. Și te trezești
că o vecină sau soțul, oriunul din copii, se răzvrătește împotriva ta și zice cuvinte de ocară. Desfrânată. Cuvinte grele, care spătrund inima ca o sabie. Și nu pricep ce poate fi. Poate cuprinde mânia și dai și tu cu o sabie asupra celuilalt. Și așa se ajunge la vrajbă și la lucruri slabe. Să știi că nedreptatea aceea totuși nu e o nedreptate, ci este o nuia cu care Dumnezeu îți aduce aminte de păcatele pe care nu le-ai mărturisit. Tu poate ai uitat că ai început căsătoria cu stângul și apoi te-ai cununat. Sau ai lepădat vreun copil. Și aceasta e mare fără de lege înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ești cununată după lege. De aceea toate relele care îți vor fi împroșcate în obraz, nu le socoti nedreptăți, ci stai locului și cugetă. N-am și eu vreo greșeală ca asta? Să faceți spovedanie curată cum n-ați făcut în viața voastră. Și pentru cel care te ocărăște, roagă-te ca pentru un binefăcător. Biruiți rău cu binele, căci de partea binelui este Dumnezeu. Spre schimbarea omului din raza naturii în raza supranaturii, avem trebuință mereu nu numai de pâinea naturală, ci mai ales de pâinea supranaturală a Sfintei Împărtășanii. Trupul și sângele lui Hristos din Sfânta Împărtășanie se luptă cu trupul și sângele nostru împotriva patimilor, sfințind trupul și arzând patimile. Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferințe. Și numai la atâtea daruri ajungem, prin câtă suferință putem răzbi cu bucurie. Toate întâmplările și împrejurările prin care trecem într-o viață, printre alte rosturi le-au și pe acesta, să scoate la iveală cele sădite în ascunsul omului. Și fiindcă în om sunt două înclinări, una către Dumnezeu și alta către sine, împotriva lui Dumnezeu, încercările și ispitele pun omul fie într-o valoare, fie într-o negație. Unora ispitele le sunt spre mântuire, altora spre pierzare. A înțelege necazurile vieții în rostul lor nevăzut este oricum o lumină de preț în sfeșnicul minții. Încercările de tot felul sunt binecuvântate de Dumnezeu și trimise oamenilor cu rostul ca din prilejul lor să ne întâlnim cu El. Căci de la El primim puterea neobișnuită, care întoarce necazul în bucurie. În încercări e mai aproape Dumnezeu de noi și noi de El. Sămânăm mai adânc rosturile vieții acesteia și ale tuturor încercărilor ei, că sfârșitul lor e moartea păcatului și întâlnirea nedespărțită cu Dumnezeu. Iată cum e cu bolile. Ele vin pe capul oamenilor de pe urma păcatelor, ca plată, ca ispășanie și ca hotar al păcatelor. Cele mai grele boli sunt bolile de nervi. Mor nervii și te trezești slăbănoc, tremurând de nu te mai poți opri sau bolnav la casă de nebuni. Nu e boală de moarte, dar nici leac nu are. Și cine distruge nervii? Doctorii ne spun că beția, curvia, mânia și supărările fără măsură. Dar durerea cea mai mare, pedeapsa cea mai grea, e că plata păcatelor izbește și în urmaș, până la al treilea și al patrulea neam. Din trei pricini se îmbolnăvește trupul. Mai întâi din cauza otrăvurilor, din lipsa postului. Carnea e o treabă și se mistuie tot cu ajutorul unei otrăv care este fiere. Apoi sunt și beteșuguri din naștere, moștenite. Pentru că fie mama, fie tată sau chiar amândoi n-au fost treji, ci au fost băuți când s-a zămislit copilul. Femeilor, fugiți de bărbații voștri ca de foc când sunt amețiți de băutură. Apoi multe slăbiciuni vin din desfrânare, pentru că oamenii întrec măsura cuvenită și încep să-i doară spatele, spinarea, șalele, slăbesc nervii și așa devin iuți și nerăbdători. Toate acestea pentru că nu și-au înfrânat poftele și trupul și-a mâncat toată vlaga. Toate și-au izvorul în păcat. Ascultați tot și luați aminte. Neapărat vine vrajba în casă dacă s-a început căsătoria cu stângul, adică s-a început cu desfrânarea. Mai vine apoi dacă soții trăiesc în căsătorie nelegitimă. De aceea toți care trăiți așa să intrați la cumințenie, să vă mărturisiți la preot și să vă cununați la biserică. Mai vine neînțelegerea în casă și din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie.
Cei doi soți s-au uitat în casă nouă cu o pecete drăcească pe trupul și pe sufletul lor și pentru că nu s-au mărturisit la preot, acel păcat le sparge casă. Vine vrajba și din lăcomia de avere a unui părinte, când și-a maritat fata sau și-a însurat feciorul. O asemenea căsătorie nu ține pentru că s-a făcut cu lucrarea diavolului, înțelegeți? Prin urmare, cumințiți-vă părinților cu sfaturile când vă căsătoriți copiii. Neînțelegerile vin și din nepotrivirea de vârstă. Sunt părinți care își mărită fetele la 14-16 ani, iar la 18-19 ani fata lor e văduvă sau divorțată și cu un copil. Că ce poate face o fată așa de tânără cu un vlășgan, un om în toată fire? Această diferență mare de vârstă e un păcat înaintea lui Dumnezeu. O pricină de vrajbă în casă e și desfrânarea soților. Căci nu mai țin seama de miercuri, de vineri, de zilele postului și de sărbători. Și unii mai fac și altele împotriva firii. Nu mai țin nicio rânduială. Și bate Dumnezeu nerânduiala ca să se facă rânduială. Iată pricinile pentru care Dumnezeu trimite pocanii asupra avutului nostru. Unii nu se pot stăpâni și drăcuie și atunci să nu se mai mire dacă li se împlinește cuvântul spus. Alții lucrează duminică. Și dacă vei lucra, vei pierde nu numai ce ai lucrat duminica, ci și ce ai lucrat în timpul săptămânii. Și mai are pagubă cel ce se uită la agoniseala sa ca la ochii din cap și a lipit inima de lucruri pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima. Nu ca să ți-o împotmolești în gunoiul lumii, ci ca să ți-o îndrepti spre Tatăl, cel din ceruri. Se mai întâmplă să ai pierde și pentru că ai cumpărat din mână rea, din mână care a furat sau de la unul care a curvit. De aceea, mai înainte de a le amesteca între ale tale, dă-le cu puțină apă sfințită, că să știți că păcatele trec și asupra pământului pe care îl calci și asupra vitelor. Cineva lucrează cu diavolul asupra voastră și voi pătimiți, iar tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta, că nu te-ai spovedit și nu te-ai cuminecat. Ca să nu suferi de la duhurile rele, curățește-ți trupul prin post, fă sfeștanie, pune-ți o sfântă cruce în curte și roagă-te lui Dumnezeu să te ocrotească. Să vă mai spun ce blesteme e pe capul vostru. Mai sunt unii care au copii lepădați, avortați, îngropați și colo. Ba în gunoi, ba aruncați în râu. Și lepădarea copiilor e păcat strigător la cer, e crimă. De aceea să vă mărturisiți și să vă amintiți tot ce ați făcut din copilărie și din tinereți. Și nu-i destul doar să spui păcatele sub patrafir, trebuie să le și ispășești de bunăvoie. Am auzit o pildă. Undeva s-a alcătuit o delegație de oameni care s-au dus la Dumnezeu să se plângă că tare e grea viața pe pământ, că tare sunt multe beteșuguri, multe pagube, multe sudalme, bătăi și toate păcatele. Fiii mei, a zis Dumnezeu, a spus că tare e grea viața încărcată de păcate. Atunci nu le mai faceți. În zilele acestea mai de pe urmă, când și nouă ni se pare că de acum vremea s-a scurtat, cercetând firea durerilor, am aflat desfrânarea încleștându-i pe oameni și lucrând de zordă rămarea în întindere și adâncire. Iar pe de altă parte, preoții vremurilor noastre n-au mai urmărit desfrânarea ca păcat și ca atare să o măture afară din taina lui Dumnezeu, adică din căsătoria creștină și nu numai. Așa se face că vai peste vai va fi și veste peste veste va fi și se va căuta vedenie de la proroc, lipsind preotului cunoștința legii și bătrânului sfatul. Cum zice Ezechiel, oamenii orbecăiesc în mulțimea neștiinței și a lipsei de sfat, care s-a întins ca o noapte de osândă peste vieții oameni, în care doar liniști somnul de primejdie, de bună credință că desfrânarea nu-i păcat. Dar fiind rânduit să ascult mereu durerile oamenilor, care le vin de pe urma păcatelor și a lipsei de sfat, și ajungând adeseori una cu durerea lor, într-o zi, slujind Sfânta Liturghie și rugându-mă pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelui Dumnezeu Biserici, aud deodată în urechea din lăuntru înfruntarea aceasta. Nu te ruga de mine să le dau pace. Roagă-te de oameni să schimbe purtările, dacă vor să mai vadă pacea pe pământ. Și am înțeles pe urmă mai multe lucruri. Drept acei ascultători porunci, trebuie să stric tare cuvântul Scripturii, ca o sunare de alarmă, că Dumnezeu vestește acum pe oameni
ca toți de pretutindeni să se pocăiască. Adică să vie la viață curată și la învățătura drept măritoare a Bisericii lui Hristos. Iar când vremea o va cere, să le mărturisească și cu prețul vieții, netemându-se de moarte. Ceea ce odinioară era corabia lui Noe peste cuvoaiele potopului, aceea e Biserica lui Hristos, cel cu cruce peste cuvoaiele pierzării. Deosebirea e că acea corabia lui Noe a fost închisă pe din afară de Dumnezeu și nimeni n-a mai putut intra. Pe când corabia bisericii, corabia cu crucea pe catar, are intrarea deschisă și mai pot intra oameni învălmășiți de cuvoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar în valul ucigașului înecând pe oameni. Se întâmplă însă ceva de neînțeles. Cei ce se chinuiesc în val, deși toți țin să trăiască, totuși nu toți vor să scape în corabie. Mai mult chiar, scuipă mâinile care li se întind la intrarea în corabie. Iar mâinile sunt brațele părintești, brațele celor 7 sfinte taine ale lui Dumnezeu, care izbăvesc pe oameni din potop, născându-i din trup în duh, din amărâta viață la viața cerească. Mântuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate din păcat dacă vrem și ostenim și noi. Dacă însă nu vrem, cu sila nu ne mântuiește nimeni. Calea mântuirii, prin urmare, ne desprinde de pământ spre cer, ca pe unii ce știm că de la Dumnezeu am ieșit și iarăși la Dumnezeu ne întoarcem și lăsăm lume. Fericit cine se întoarce. Amin. Vrăjmașii mântuirii sunt aceștia: lumea, trupul și diavolul. Prin lume se înțelege categoria păcatului, adică turma oamenilor necredincioși, cei ce din toată voia s-au unit cu sfaturile dracilor. E lumea pentru care nu s-a rugat Mântuitorul. E gura satului, gura vecinului și de multe ori gura și faptele celor dintr-o casă cu tine. Aceștia sau lumea îți iartă orice ticăloșie ai face, dar nu te iartă nici de cum să-l iei cu un pas înainte și să te faci mai bun. Cine vrea să birui această primă piedică în calea mântuirii, are la îndemână răbdarea, iertarea și rugăciunea. Răbdarea răului, iertarea fraților și rugăciunea în ascuns au mare putere înaintea lui Dumnezeu. Când protivnicul mântuirii noastre se vede bătut la prima piedică, cea mai ușoară, strânește o a doua piedică prin vicile trupului sau o iubire trupească de sine. Trupul îl biruim prin osteneală, foame și lepădare de sine. Rugăciunea și postul scot dracii poftei și ai mâniei din trup. Toată lupta aceasta să nu se ducă fără îndrumarea unui duhovnic iscusit, care știe cumpăni pentru fiecare ins aparte măsura, trebuința și putința fiecăruia. Sufletul care se mântuiește este acela care nu mai trăiește pentru sine, ci pentru Dumnezeu. În calea mântuirii sau a întoarcerii noastre acasă se mai ridică o stabilă. Vrășmașul însuși, puterea răului în persoană sau îngerul rău, asupra diavolului avem aceste 3 arme.
Întâi numele Domnului și al Maicii Domnului. A doua armă împotriva puterii vrășmașe este Sfânta Cruce. Iar a treia armă de apărare este smerenia sufletului. Deci chiar în ceasul tulburării tale să zici în adâncul inimii: pentru păcatele mele pătimesc acestea, Doamne, izbăvește-mă de ce rău. Căci vede Tatăl osteneala Fiului și nici de cum nu las. Dumnezeu este Domnul și Sfânta Domnului, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Creștinismul nostru ar fi în mare parte de neînțeles dacă n-am considerat și realitatea personală a demonului, a îngerilor căzuți. Credința noastră ar fi incompletă și s-ar dizolva cu ușurință dintr-o religie revelată, într-o doctrină umanitară sau, în cazul cel mai bun, într-un raționalism protestant, fără nimic supranatural și personal. Dar nu e bună nici extrema cealaltă, care fie că admite rău ca principiu paralel cu Dumnezeu, fie că vorbește de demon mult prea mult decât merită în realitate. Să ținem dreapta socoteală, să nu vorbim prea mult despre diavol, dar nici să-l ignorăm. Unii zic că diavolul, ca persoană, nu-i decât o reminiscență a trecutului, când se personificau marea, râurile, războiul, Hadesul. Un profesor de filosofie, preot, mi-a spus sub formă de dojană: Arsenie, ești om de cultură. Astea sunt idei ale unui trecut mitologic, rămase ca explicație mitică în popor. Bine, atunci vă rog să-mi spuneți ce idei mitologice au intrat în turma de porci de s-a aruncat toată în mare. Numele Domnului și al Maicii Domnului, Sfânta Cruce și smerenia. Iată armele noastre. Aș întreba pe cei ce nu au cruce: cu ce semn vă apărați voi de diavol? Ei însă n-au semn că nu-i lasă să-l facă. Sectarii și cei fără cruce sunt ai lui și de aceea nu-i lasă să-și facă cruce. Cum dobândesc smerenia? E vorba de smerenia cea adevărată. Pentru că mai este una prefăcută, mincinoasă, nesinceră. De aceea trebuie cercetată și dorința de smerenie, cam de ce natură este. În cazul că urmărim o smerenie adevărată, singura atrăgătoare de har, aceasta se dobândește așa: primești cu bucurie, de la oricine, toate îndreptările, toate observațiile, ocările și nedreptățile, zicându-ți în minte: iată prilejul smereniei. Îl pierd? Am pierdut smerenia. A fost nevoie ca Dumnezeu să creeze omul a doua oară și prin creștinism să-l facă în stare de această înțelegere și realizare a desăvârșirii sale personale. Această desăvârșire urmărită și așteptată de Dumnezeu de la om ni s-a revelat, ni s-a dat de model în persoana clară și reală a lui Iisus Hristos, a Dumnezeu omului. De aceea El e calea și naturală și supranaturală a desăvârșirii. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni, împlinindu-le Iisus ca nimeni altul, se vedea limpede că Iisus e Dumnezeu și Dumnezeu este iubire. Dacă simțim suferința fără asemănare a lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, cea din iubirea de oameni, aceasta curățește și viața noastră. Căci acesta-i focul azvălit de Dumnezeu pe pământ. Pârjolul dragostei care aprinde lumea, arde puterile răului și strălucește cu lumină dumnezeiască pe smeriții săi următori ce se întorc acasă. Cu toate acestea, dorul lui Dumnezeu după cel mai mare păcătos este neasemănat mai mare decât dorul celui mai sfânt om după Dumnezeu.
legea dreptății lui Dumnezeu aduce peste capul tău ce ai adus și tu peste capul aproapelui tău. Ce ai făcut, ți se va face. Ce ai zis, ți se va zice. Ce încarci pe altul, ai să duci și tu. Diavolul dă sfaturile lui la toți, dar nu are putere peste cei ce nu-l ascultă. E știut că pentru a scoate un gând rău din mintea cuiva, trebuie să o învălui de foarte multe ori cu cuvântul bun, ca să o izbăvești din robia gândului străin. Asta e calea cea mai lungă, de la urechi la inimă. Citiți în Vechiul Testament, în Cartea Întâi a Regilor, despre Saul care merge la vrăjitoarea din Endor și îl cere din morți pe Samuel. Așadar, fără de legea vorbirii cu morții sau spiritismul, are vechime mare. Fiind cea mai subțire dintre amăgiri, e și cea mai primejdioasă rătăcire. Biserica nu tăgăduiește spiritismul, ci îl oprește. Iată de ce. Spiritul care vine nu poate aduce nicio probă îndeajuns de convingătoare despre ființa sau identitatea sa. Spiritismul nu cere lupta cu sine însuși, nu cere sfințirea vieții, nu cere recunoașterea dumnezeirii Mântuitorului, nu oprește ispitirea de Dumnezeu, căci tocmai asta e spiritismul. Altă pricină pentru care biserica își oprește fiii de la calea lăturalnică a spiritismului și a vrăjitoriei e și aceasta. S-a băgat de seamă că practica spiritismului duce la nebunie. În vremea noastră circulă multe cărți care cuprind comunicări de dincolo. Aceste comunicări, mai ales cele care se dau pe sine a fi din partea sfinților sau chiar ale Mântuitorului însuși, fără voie ne conduc la comparațiilor cu Sfintele Evanghelii. Calitatea literară, înălțimea gândirii, totul dă de gol un fals nerușinat și nemaipomenit de îndrăzneț, pe care nu cred să-l poată face sufletele celor mutați de la noi, ci numai Tatăl minciunii și Hristos și mincinoși. Îți spune cineva, nu este Dumnezeu. Întreabă-l atunci, de ce te lupți împotriva ceea ce nu există? Prin urmare, ateismul e o alienație mentală, nebunia mândriei sau mândria nebuniei. Alții zic același lucru întors. Eu sunt Dumnezeu. Altă nebunie. Tirani, teroriști, alte genii rele, altă mândrie luciferică. Nu suntem din maimuță, dar mergem cu pași repezi spre ea. Ca să ne mântuim și să moștenim cu Dumnezeu viața veșnică, trebuie să o cunoaștem și să o trăim cu Dumnezeu încă din viața aceasta vremelnică. Trebuie, adică, să fim străbătuți și locuiți de Dumnezeu ca să se arate noi viața dumnezeiască. N-ar trebui decât să-L recunoaștem toți pe Dumnezeu ca Tată și că noi toți îi suntem fii și, potrivit cu această cunoștință, să ne orânduim viața. La această trăire a vieții veșnice, cu începere de aici, Dumnezeu își cheamă copiii prin mai multe graiuri, prin mai multe surle. Iată câteva dintre ele. Chemarea lăuntrică a conștiinței, chemarea din afară a cuvântului, chemarea prin necazurile vieții, chemarea prin necazurile morții, chemarea prin semnele mai presus de fire, chemarea prin chinurile de pe urmă de la Antichrist și chemarea la judecat. Glasul conștiinței e un grai tăcut, o chemare lină,
pe care o auzi sau înțelegi că vine din lăuntru, dar totuși de dincolo de tine, de la Dumnezeu. Însuși cuvântul conștiință însemnează a ști împreună, la fel. Iar cei ce știu împreună, la fel, sunt Dumnezeu și omul. Prin păcatele noastre, capătul omenesc al conștiinței s-a îmbolnăvit. Glasul conștiinței însă, fiind și capătul lui Dumnezeu din fiii săi, odată și odată începe să strige la noi, părându-ne înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră de toate fără de legile făcute. Dumnezeu milostivul, ca să nu-i piardă în fără de legile lor, le rânduiește oamenilor și chemare din afară, prin glasul slujitorilor săi. Prin preoț nu te cheamă omul ca să spui nădejdea în om, ci te cheamă Domnul ca să strămuți viața ta de om. Nu ne propovăduim pe noi, ci Dumnezeu se propovăduiește prin noi. Singurul care are dreptul să se propovăduiască pe sine, fiind în stare să ne mântuiască. Sunt două feluri de necazuri. Necazurile pentru păcate și necazurile pentru Evanghelie. Aici vorbim doar despre necazurile vieții de pe urma păcatelor. Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri și Dumnezeu se roagă de om să schimbe purtările. Socotiți acum, care de cine să asculte mai întâi? Nu e chip de a scăpa de pedeapsă, luptându-te cu ea, ci numai și numai cu schimbarea vieții. Viața o avem de la Dumnezeu. Prin El trăim, ne mișcăm și suntem. Iar moartea o avem de la ucigașul. Când oamenii se leagă cu totul de voile dracilor, le este în primejdie viața și primejduiesc și pe alții. Întâi e moartea sufletească a ateismului, a necredinței. Pe urmă se arată și moartea din afara trupului, după vrednicie și spre înțelepțirea multora. Noi nu mai suntem sub împărăția legii vechi, ci în împărăția Harului câștigat nouă de Mântuitorul Hristos ca să ne mântuim. Dar dacă nepriceputul de om se ține împotriva lui Hristos, de dragul fără de legilor, cade din har sub lege și așa atârnă asupra lui pedeapsa cu moarte năprasnică, ce se împlinește prin războaie și nenorociri, întocmai cum scrie la lege. De obicei, oamenii nu se întorc la Dumnezeu decât atunci când au de primejde și necaz. Însă cu mult mai bine e să vii de bună voie la rosturile tale veșnice și nu tras de mânecă sau pălit cu prăjina din urmă. Taina pocăinței e judecată milostivă ce o face Dumnezeu cu noi păcătoși când mergem de bună voie și ne mărturisim greșeală. Poate tocmai pentru că e așa smerită judecata aceasta milostivă. Nu pot să vină la mântuitoarea ei binefacere cei cu mintea plină de știință și afumată de mândrie. Cum să poată ei, care știu tot, ei care stăpânesc oameni, să vină în genunchi înaintea unui simplu preot și să-și înșire toate fără de legile și toate scârbele lor? De aceea îi dau de asprima dreptății, care îi fierbe în zeama lor până li se înmoaie oasele trufie. Și ca o nație mă rog, din stricăciune Dumnezeule scoate-mă.
taina pocăinței sau mărturisire. Este al doilea botez, botezul lacrimilor. Sunt trei botezuri care ne curățesc de toate păcatele. Primul, prin care intrăm în obștea creștină, e botezul din apă și din Duh, sau nașterea a doua, când suntem înzestrați cu darurile Duhului Sfânt după atot știința de mai înainte a lui Dumnezeu. Acesta nu se mai repetă. Al doilea botez e botezul pocăinței și a lacrimilor, pe care îl putem face și trebuie făcut ori de câte ori ni se încarcă conștiința cu greșeli față de Dumnezeu, față de oameni și față de noi înșine. Iar al treilea botez e botezul sângelui, care dacă se întâmplă să fie necăutat de noi, de asemenea ne spală de toate păcatele, mai ales dacă ne-a venit din hotărâta mărturisirea lui Dumnezeu cel întreime închinat și a Sfintei sale biserici. Acesta e un dar pe care îl dă Dumnezeu cui și cui, din vreme în vreme, mai ales în vreme de prigoană a credinței creștine drept măritoare. E lucru de mirare că pentru pricini pământești se găsesc unii și chiar milioane de oameni care merg cântând la moarte. Dar pentru împărăția cerurilor abia se mai găsesc puțini din când în când care să fie liniștiți și bucuroși de moarte. Pentru aceasta trebuie spălați ochii bine, ca să vadă mai departe decât viața asta vremelnică. Precum era odată Sfinții mărturisitori al lui Dumnezeu, fericit să treacă prin porțile focului și ascuțișul sabiei la împăratul sufletelor, Mântuitorul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte cuvinte, Duhule Sfinte trăime, curățește mulțimea greșalelor noastre. Chinurile cele de pe urmă, cele de la Antichrist, în care va lucra toată puterea Satanei, vor întrece toate prigoanele câte s-au întețit asupra creștinilor de la început și până în zilele acelea, când fără de legile vor încleștea mintea și inima oamenilor și vor sălbătici așa de tare încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu și biserică și preoți, încât va fi sălbăticirea și nebunia urii peste tot pământul, atunci vine sfârșitul. Doar Sfânta Liturghie mai ține lume. Rabdă Fiul lui Dumnezeu o răstignire neîntreruptă. Mielul împărat stă mereu chezaș înaintea Tatălui, aducându-se jertfă neîncetat, rugăminte de mijlocire pentru biata lume. Că de n-ar fi sângele mielului, al însuși arhiereului împărat, Iisus Hristos, dat de bună voie și neîncetat preț de mântuire pentru oameni, sunt cu iubire și părtinire pentru lume, de mult ar fi înecat Dumnezeu pământul în sângele oamenilor și l-ar fi ars cu foc, desfăcând de istov stihiile. Deci sângele mielului din Sfânta Împărtășanie mai ține sufletul în oase și lumea în picioare. Precum taina pocăinței un dar al cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, așa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iară sub chip smerit, mântuiește lumea sau oferește de urgiile Antichristului. Iată de ce toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. Dumnezeu coboară între oameni și suie oamenii la sine pe scara Sfintei Liturghii. Iată o personalitate a Vechiului Testament care s-a impus lumii creștine și la tot poporul ca nimeni altul. Ilie e cel mai mânios proroc. Pomenirea lui e legată de trăznete. Poate că providența îl ține mereu treaz în conștiința creștinătății și pentru că mai are-l trimite pe pământ în vremea celei mai de pe urmă necredințe.
În acele zile, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, iar cei nelegiuiți se vor purta precum cei nelegiuiți. Toți cei fără de lege nu vor pricepe, ci numai cei înțelepți vor înțelege ce vreme este. Apropierea cele de-a doua veniri, deci când se va coace neghina, prorocul de foc îi va vesti văpaia ce o așteaptă și îl vor omorâ, crezând că așa au terminat cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl învie pe Ilie. Protivnicii își dau seama de zădărnicia protivniciei lor. Și rămășița lui Israel primește credința în Hristos, cum ne asigură Apostolul Pavel. Poate că pentru aceste destine viitoare, pomenirea și mânia fulgerilor sale lovesc câteodată chiar și în zilele noastre, de așa fel încât te pune pe gânduri. Desăvârșirea și sfințenia sunt cele ce măsoară apropierea sau depărtarea noastră de Dumnezeu. De aceea în trei cete se rânduiesc ostașii războiului duhovnicesc. Închemați, aleși și credincioși, sau cu altă numire, începători, sporiți, dar s-a ales o ceată de creștini care găsesc înăuntru lor chemarea numai spre viața duhovnicească, ca singurul rost vrednic al vieții. Aceștia sunt călugări. Precum când merg la oaste, oamenii lumii lasă toată grija de acasă, ca să nu-i încălcească în vremea ostășiei. Așa și nevoitorii mântuirii lasă toată grija lumii pentru împăratul cerurilor. Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e să ne dăruim lui pe noi înșine, pe viață. Un duh nou se sălășulește într-un noi din clipa aceasta. Îl avem noi mai de demult, dar acum a prins el inima noastră în razele lui. Căci duh dumnezeiesc este dragostea care a făcut sfinți. Oamenii prea legați de fire nu au înțeles niciodată viețuirea cea mai presus de fire. Călugăria e o logodnă cu modul mai presus de veac al viețuirii îngerești. Mirenii văd pe călugări prin patimile de care sunt stăpâniți ei și nu le vine a crede că-i cu putință și o viață de virtute. Virtutea e neînțeleasă, ba uneori e numită fățărnicie. Înaintea lui Dumnezeu, adevărata virtute e smerenia, care tămăduiește, curăță, apără și întoarce toate spre pace. Așa, frate călugăre, învăluie pe oameni în dragostea ta cea din multă rugăciune și vei vedea trezindu-se în necunoscuții cu care stai de vorbă și o scânteie dumnezeiască, pe care nu și-o pot exprima, ci numai o suspină. Ucenicii lui Iisus, în care cerul a prins rădăcini adânci. De aceștia a ascultat până și firea neînsuflețită. Taina lor e aceasta. Prin nevoință și dar au dobândit o ascultare desăvârșită de Dumnezeu.
au făcut liniște în firea lor mai întâi. Și zic, părinți, de cine ascultă de Dumnezeu, și Dumnezeu ascultă. În preajma lor, fiarele și talazurile își uită sălbăticia. Ascultarea aceasta restabilește omul și natura în starea și prietenia străveche din rai. Fiule, zice Sfântul Serafin de Sarov, adună duh de pace în sufletul tău și mii de inși se vor mântui în jurul tău. Preoția bisericii urmărește ca nici unul din fiii tatălui să nu se învrăjbească în sine însuși sau să se rupă din obște și din Duhul dragostei lui Hristos, căci El e Cel ce unește obștea la olalt. Deci nimeni nu se mântuiește răzlețindu-se de biserică, oricât ar crede că întrânsul sălășulește Duhul lui Hristos. Preoții au grija de a îndupleca pe oamenii în vremea rânduită întoarcerii, ca să nu cadă din milostivire sub strivirea dreptății. Lor li s-a dat marele dar să ierte în numele lui Dumnezeu. Mare, covârșitor de mare dar. Oare de ce nu-l pricep oamenii? Preoții răspund cu sufletul lor de cei pe care îi păstoresc. Nu stați nespovediți, măcar de 6 ori pe an să vă mărturisiți. De 2 ori în posturile mari, postul Crăciunului și postul Paștilor, odată în postul Sfinților Apostoli și odată în postul Adormirii Maicii Domnului. Dar bine să vă spovediți mai des, la toate sărbătorile mari și ori de câte ori aveți ceva pe suflet. Mergeți la preotul vostru de parohie și vă mărturisiți. Să știți că orice preot are har. Tu lui Dumnezeu te mărturisești când stai în genunchi în fața preotului. Și să vă rugați pentru preot, mai ales când vă duce să vă spovediți. Orice duhovnic, indiferent de bogăția, sărăcia, cultura mai puțină, sau chiar și sărăcia morală, este reprezentantul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, și credincioșii n-au niciun motiv ca să-l ocolească. Osândi pe preoți e lucru cel mai ușor și cel mai fără rost. Să fim drepți, slujba preoților e sfântă, darul lor e de la Dumnezeu, e sfânt. Că firea lor pământească mai dă uneori prilej de sminteală, iar să fim drepți. Neavând cum să vină altfel decât prin naștere din trupuri pământești, sigur că ei vor fi covârșiți de moștenirea aceasta și nu-și vor putea îndeplini fără umbră trimiterea lor de la Dumnezeu. Sunteți nemulțumiți de preoți? Dar oare ce ați făcut pentru preoți ca să fiți mai mulțumiți? Cerut ați de la Dumnezeu un copil măcar pe care să-l închinați slujirii lui Dumnezeu? Credeți că vina o poartă numai ei? Ei sunt fiii voștri. Cum le-ați născut, așa aveți. Vă trebuie preoți mai buni? Nașteți-i! Cunoașterea are 2 momente mari. Momentul morții, când sufletul se dezleagă de necunoștință, și momentul învierii, când se dezleagă și trupul de necredință. Moartea dezleagă sufletul de trup și astfel sufletul ajunge la cunoștința spiritualității și a nemuririi sale. Învierea dezleagă trupul desăvârșit de moarte și de necredință. Moartea și învierea împlinesc în privința conștiinței și a izbăvirii de rău, ceea ce nu pot face nici cele mai impresionante nevoințe ale sfințeniei.
Când a sunat ceasul ieșirii din lume, sufletul se retrage din trup și se adună înspre cap. De aceea celor ce au dus o viață duhovnicească intensă, li se înseninează fața cu o lumină neobișnuită. La mulți dintre sfinții nevoitori ai pustiei, în vremea ieșirii sufletului, le străluceau fețele ca soarele. În vremea aceea, o conștiință împăcată răsfrânge o față senină, pe când o conștiință tulburată răsfrânge o față îngrozită. Desfacerea sufletului de trup se face în vreme de 3 zile pământești, începând de la momentul pe care îl numim noi moarte. Slujba înmormântării corespunde cu dezlegarea deplină a sufletului de trup. Să urmărim așadar călătoria sufletului. La ieșirea din cortul pământesc, sufletul trece în lumea asemenea cu el, a făpturilor nevăzute, fie cu îngerii buni, dacă a fost bun, fie cu îngerii căzuți, dacă faptele lui au fost rele. De unde pe pământ erau ceasuri, zile și ani, dincolo e un veșnic astăzi, o veșnicie luminoasă pentru sufletul care a dobândit sfințenia, sau o veșnicie întunecoasă, neagra veșnicie, pentru sufletul care a iubit stricăciunea. Acum dă sufletul de datoria cunoașterii. Dacă sufletul n-a ajuns sau n-a vrut să ajungă pe pământ la desăvârșita cunoștință de sine însuși, el trebuie neapărat, ca ființă spirituală, să se cunoască dincolo de mormânt. Sufletul trebuie să-și pronunțe judecata înainte de a-l judeca Dumnezeu. Pe pământ avea ajutorul harului dumnezeiesc din Sfintele Taine, care îl ajuta să se cunoască și să judece purtarea. Dincolo, nu se mai poate cunoaște pe sine însuși prin propria lui libertate, căci misiunea de a descoperi sufletului starea sa de stricăciune o au îngerii căzuți. Demonii, stăpânii răului pe pământ, au să-i dea acum pe față toate faptele sale rele, pe care sufletul și le va recunoaște și se va teme cumplit. Toate greșelile mărturisite la duhovnic, cu inimă înfrântă și smerită, și pentru care sufletul și-a făcut canonul, nu se mai află ca piedică în cale la trecerea printre cumpliții vameși ai văzduhului, căci puterea lui Dumnezeu le-a șters pe acestea din cărțile lor. La această înfricoșată cercetare a sufletului stă de față și îngerul păzitor, care însoțește sufletul toată călătoria aceasta. Vămile cunoștinței sunt pentru sufletele de mijloc, care mai văd fața lui Dumnezeu, chiar dacă vor fi osândite. Vrășmașii lui Dumnezeu, ateii, care se înnebunez zicând cu ură că nu este Dumnezeu, nu mai trec prin vămi, ei fiind cu totul fii pierzării. Precum nu se apropie îngerii buni de sufletul ce s-a dat pierzării, așa nu se apropie îngerii răi de sufletele sfinților, care într-o stare de contemplație se suie la Dumnezeu ca un șuvoi de foc. Acum sufletul se închină lui Dumnezeu, tatălui său, nu prin credință, ci prin vedere. Cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Asta e fericirea. Cunoștința trebuie să fie deplină pentru stadiul în care se află sufletul acum. De aceea e condus de înger să vadă raiul, fericirea drepților, răsplata faptelor bune, dar mai ales e condus să-și vadă faptele sale bune, pe care le-a făcut sau pe care le-ar fi putut face, dar nu le-a făcut.
acum cunoaște care era măsura dată lui de Dumnezeu și cât a împlinit-o el. Iar la a noua zi de la moarte, a șasea zi de la îngroparea trupului, sufletul se reîntoarce la Dumnezeu și îi se închină. Pe pământ, biserica face rugăciunea noua zi pentru cel ce s-a mutat. De la aceasta a doua închinare a sufletului, din porunca lui Dumnezeu, sufletul merge să vadă și iadul, suferințele păcătoșilor, scrâșnirea dinților, focul cel veșnic. După vederea iadului, sufletul se întoarce pentru a treia oară să se închine Domnului. Acum e lămurit. A văzut binele și răul. Acum nu mai vorbește ca pe pământ, că nu este rai și iad. În împărăția nevăzută a duhurilor, la a 40-a zi pământeană, are loc o mare hotărâre asupra sufletului, care s-a lămurit în așa de scurtă vreme, cât nu se lămurise în zeci de ani de zile de viață pământeană. Biserica pe pământ se roagă lui Dumnezeu a treia oară pentru sufletul care își așteaptă judecata împăratului lumii. Deci judecata particulară, adică a fiecărui suflet îndeosebi, iese a 40-a zi de la mutarea sufletului din cortul lui de lut. Hotărârea pe care o dă Dumnezeu asupra sufletului de a petrece în împărăția luminii sau a se osândi în împărăția chinurilor e o hotărâre provizorie și ține până la judecata cea de obște, judecata de pe urmă. Aceea e definitivă și fără de sfârșit. Cine vrea să urmeze pe Domnul și să se asemene cu El, în cruce să se asemene, și cât poate să cuprindă firea omenească, asemenea cu El va fi. Viața noastră în Hristos și viața lui Iisus în noi ne duc de la chip la asemănare, de la început până la sfârșit. Iar a trăi pe Hristos i-a înviat din morți. Slavă învierii tale, începătura învierii noastre! Oameni suntem toți, om însă, numai din când în când câte unul, acela care nu-și desminte obârșia divină, iar om, cu o mare, numai unul, Iisus Hristos, care pentru noi oamenii, Dumnezeu fiind, s-a făcut om. Mai înainte de a se zidi omul și cele văzute, în lumea nevăzută a îngerilor, s-a întâmplat o nebună noutate. Lucifer și ceata sa au vrut să fie ei mai presus de Dumnezeu. Celelalte căpetenii de oștire cerească s-au împotrivit acestei nebunii. Lucifer însă ca fulgerul a căzut de la fața lui Dumnezeu, făcându-se din înger luminat, drac întunecat. Protivnicul a dat primul război cu Adam în rai și prin el cu noi, cu toți, întrucât toți eram în Adam. E primul război pierdut de om. Înfrângerea lui însă o repetă întreg neamul omenesc, mii de ani de-a rândul. Iar ceea ce a făcut Adam, facem și noi, fiecare. E limpede că la mijloc a fost o neascultare, o încovoiere a unei meniri date omului de Dumnezeu. De atunci firea noastră în îndoită învrăjbire se află. Învrăjbirea lăuntrică, cu Dumnezeu și cu sine însuși, și învrăjbirea în afară, cu semenii și cu toată firea. Așa se face că împătrit greșim împotriva lui Dumnezeu, împotriva noastră înșine, împotriva aproapelui și împotriva firii întregi.
adică păcatul sau decăderea firii, ne-a făcut să pierdem pacea cu Dumnezeu, pacea din lăuntrul nostru, pacea cu oamenii și pacea cu toată firea. Iată de ce și fiarele fug de om. Învrăjbirea aceasta ne urmărește ca o lege de pedeapsă dată firii. Ea întunecă chipul nostru cel după Dumnezeu. Dar sufletul nu s-a întunecat de tot, căci a mai rămas conștiință, ca o stea ce nu s-a stins de pe cerul raiului. Și mereu ne aduce aminte de obârșia noastră dumnezeiască și ne îmbie o refacere. Puterile sufletului, mintea, iubirea și voința, după rânduirea cea străveche, își aveau lucrarea și ținta către Dumnezeu. De la neascultare încoace, puterile sufletului, nemai fiind unite în Dumnezeu, ci învrăjbite și aprinse de gânduri ce se contrazic, nu mai lucrează după fire, ci lucrează cel mai adesea contra firii. După cuvântul sfinților, toată strădania diavolului aceasta era și este: să desfacă dragostea sufletului nostru de Dumnezeu și să o lege de orice afară de Dumnezeu. Drept aceea vrășmașul, ca să-și ajungă ținta fără de legii, îmbie sufletului ispita întâi, cea prin plăcere, aducându-i momel plăcute la vedere și bune la gustare, potrivite cu fiecare putere frântă a sufletului în parte, iar pe trup îl împinge să le împlinească cu lucrul și să le facă tot mereu. Nu Dumnezeu este Cel ce nu ne mai iubește și nu ne mai vede, ci noi suntem cei ce nu-L mai iubim și nu-L mai vedem, căci între noi și El e zidul păcatului. Dar ca să fie stăvilită pustirea aceasta, s-a arătat Fiului Dumnezeu ca să sfărâme lucrările diavolului. Prinși în cercul vicios dintre păcat și plata lui, întruparea și moartea Domnului Hristos au adus oamenilor o altă naștere și a schimbat sensul morții, făcând o moarte a păcatului din fire și cale a învierii. Biruința Mântuitorului e unică. Fără El, nimeni nu mai poate câștiga o a doua biruință asupra răului. Astfel, ne-a dăruit și nouă biruință asupra morții, întrucât celor ce trăim viața în Hristos, moartea nu ne mai este o groază, ci o dezlegare definitivă de păcat. În felul acesta zicem că biruim și noi, dar de fapt e Iisus Hristos care câștigă războiul. Ni s-a împărtășit pe sine în primele trei sfinte taine, fiecăruia îndată după venirea noastră în lume. Acestea sunt Sfântul Botez, ungerea cu Sfântul Mir și Sfânta Împărtășanie. Iar la vârsta priceperii, cunoștința de Dumnezeu. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia! Prin Sfântul Botez, Biserica lui Hristos ne naște de sus în obștea creștinilor sau a ucenicilor Domnului. Prin El primim ștergerea păcatului străvechi. Prin Sfântul Mir primim sălășluirea noi a darurilor Duhului Sfânt, potrivit cu atot știința și orânduirea lui Dumnezeu ce o are în viață cu noi, cu fiecare.
iar prin Sfânta Împărtășanie îl primim pe însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tot la botez mai primim de la Dumnezeu și pe Îngerul Păzitor, care răspunde de noi și de darurile primite, atât în vremea vieții, cât și la ieșirea noastră din viața pământească. Mântuitorul nostru, nevăzut, se îmbracă cu noi și pe noi ne îmbracă cu sine, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Omul cel dintâi, luat din pământ și pământesc, se îmbracă în omul al doilea, care este din cer și se face ceresc. Iar primul om ceresc este Iisus Hristos, omul cel nou, care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Făptura noastră, cea sufletească sau duhovnicească, se unește cu Hristos, iar El se face Duhul nostru. Iată pe scurt ce este tămăduirea firii noastre sau înnoirea omului. Îți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia! Iisus Hristos e pus spre căderea și ridicarea multora, nu numai în Israel, și în lumea întreagă. Aceștia sunt anii de sminteală despre care zice Iisus că și aceștia trebuie să vină. Sunt vremuri și împrejurări, în toate vremurile, când a spune adevărul și a propovădui îndreptarea, îți pot pune viața în primejdie de moarte. Când condiționezi mântuirea de datele din afară, ale existenței, e ca și cum ai atârna-o de condițiile omului vechi. Deschizi larg poarta deznădejdii. Mântuirea e un fapt interior al întâlnirii noastre în conștiință cu Hristos, singurul care poate să ne izbăvească din robia sau condițiile patimilor și ca urmare să ne dea dinăuntru o mare liniște printre toate cele din afară, din care ultima e moartea. Realmente în Hristos suntem botezați și îmbrăcați duhovnicește și pecetluiți de 7 ori cu pecetea Duhului Sfânt, încât nu e o părere, ci o realitate interioară de care, cu regret, nu ne folosim. De Cezar ascultăm, lui Dumnezeu ne închinăm. Ascultarea față de stăpânire merge întru toate lucrurile pe care le cere, afară de lepădarea credinței. Când stăpânirea cere ceva contrar vreunui cuvânt al lui Dumnezeu, avem îndreptat sfatul Sfântului Apostol Petru, că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Trăim acum cele mai bune vremuri de mântuire. Oamenii au mai toți părerea că ei știu cum să-și ducă viața și nimeni nu are dreptul să amestece în viața lor. Asta e Himalaya prostiei omenești. Părerea că ei știu. Avea multă dreptate cineva când spunea: ca să-ți faci ideea infinitului, gândește-te la prostia omenească. Nu mai are margini. Proștii sunt singurii oameni care nu-și recunosc greșelile lor. De 3 luni, Maria, n-ai venit odată pe aici. N-ai venit fiindcă singură ai vrut să scapi de gânduri. Mândria dă o plăcere minții, dar o întunecă. Dovadă că mintea găsește mai bună starea dinainte, când te lăudau oamenii pentru nevoințele pe care ți le cunoșteau. Și altă dovadă că mândria întunecă mintea e faptul că tu crezi cu mintea ta că și singură te poți scăpa de gândurile rele.
că acestea nu sunt adevărate, dovedește faptul că tulburarea crește. A învățat nu poți, deși odată puteai, iar voința e înfrântă de prima coajă de pâine. Nu te teme. Așa începe calea cea bună, cunoscându-ți și recunoscându-ți neputințele și mândria. De aceea ia calea ambiată de toți sfinții părinți. Ar spune toate la timp și nu le mai lăsa vreme, că se întăresc și se înmulțesc și mai multă bătaie de cap îți dau. Când vii și îți pui îndată relele tale, ai ascultare. Și pentru ascultare capeți smerenie. Când nu vii îndată, îți crezi minții și ai mândrie. Iar mândria aduce tulburare. De aceea, cu smerenia să arzi dracii și le fă deșartă lupta lor cu sufletul. Ia de ajutor rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minții. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Fiindcă Iisus îi bate pe dracii de la suflet și prin puterea sa dumnezeiască, dar și prin smerenia ta. Pentru a merge cu spor și nu cu pagubă în calea aceasta, ai trebuință de om și de Dumnezeu. Pe unul găsești în duhovnic și pe Dumnezeu pretutindeni, dar îl chem să-ți ajute prin rugăciune neîncetat. Aceștia doi se luptă pentru tine dacă ții și tu la ajutorul lor și ți-l cer la timp și fără timp. Rugăciunea smereniei străbate cerurile și primește răspuns. Rugăciunea mândriei primește numai o sândă. Una e a lepădării de sine, cealaltă a iubirii de sine. Căutați la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci smerenia e odihna sufletului. Zici că de atâta vreme n-ai venit să spui gândurile care te tulbură pentru că ți-a fost rușine. Rușinea asta e tot o mândrie, tot o meșteșugire a celui mândru, ca să nu piardă el sămănăturile lui din mintea celui pe care îl luptă. Drept aceea, de această rușine mincinoasă să nu mai asculți. Dacă e vorba de o rușine adevărată, numai una poate să fie. Rușinea în fața lui Dumnezeu de a fi ascultat de diavol. El însă e așa de hoț că nu-ți spune că el e cel ce amăgește și îți bagă în cap că tu de la tine faci ce faci și de fapt tu faci ale lui. Diavolul vrea din toată puterea să nu crezi în existența lui. El atunci te lucră mai bine, când mintea ta nu-l simte. De aceea are el mare interes să-ți afume mintea cu mândria și inima cu iubirea de sine. Sfinții, cei cu inima curată, dacă e cu rost dumnezeiesc, ajung așa de ascuțiți cu vederea încât îl văd. De ei nu-și mai poate ascunde prezența. Abia atunci fuge de om. Totuși nici pe ei nu-i lasă fără război. Fie că ridică cu ei războaie prin oameni, fie că îi părăsește o vreme îndelungată ca să le strecoare în suflet ispitea sfințeniei sau a desăvârșirii. De aceea, fiindcă meșteșugile sale sunt așa de rafinate, Dumnezeu ascunde de sfinț starea lor de reală sfințenie, încât aceștia extrem de rar sunt conștienți de sfințenia lor. Ca să nu cadă în ispitea sfințeniei sau a desăvârșirii, cea mai subțire formă a mândriei, Dumnezeu se ascunde de sfinți, încât aceștia îndură cele mai grele chinuri sufletești. Trec prin părăsirea prin care a trecut și Iisus pe cruce. De aceea se urmărește și lepădarea de sine. Cu asta îi slăbește și demonului putere. Altfel, draga mea, nu ajungi să trăiești pe Hristos. Este noi o mică, uneori chiar mare, contrazicere. Este duhul iubirii de sine care jerfește oamenii
și Duhul jertfirii de sine pentru iubirea de oameni. Amândouă vor să ne mențină în viață. Decât că Duhul iubirii de sine vrea să ne mențină în viața aceasta pământească, de cele mai multe ori prea stricată și plină de păcat. Pe când Duhul jertfirii de sine caută să ne câștige viața cea fără de sfârșit și cu desăvârșire sfântă. E o mică vrajbă în noi, între vremelnicie și veșnicie, între sfințenie și păcat, între Dumnezeu și diavol. Sunt două conștiințe în noi și fiecare caută să câștige stăpânirea asupra celeilalte. Conștiința eului și conștiința religioasă, propriu-zisă. O conștiință că totul ești tu și faci ce vrei tu, nu atârn de nimeni, și conștiința că atârn de Dumnezeu. Acestei situații de vrajbă îi zice Dumnezeu, cel ce voiește să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Nu poți urma pe Dumnezeu urmându-ți ție. Trebuie să alegi între tine și Dumnezeu. E o alegere care te poate pierde. Dar tocmai această pierdere pentru Dumnezeu te câștigă. Creștinismul i-a făcut conștienți pe oameni de libertatea lor. Libertatea este un dar excepțional. Însă pentru cine se iubește numai pe sine, e tot așa de mare primejdie. Iubitorul de sine își înclină libertatea spre fără de legi, la care ajunge rob și din om neom. Libertatea își câștigă însă valoarea de mântuire numai dacă trece prin jertfă. Liber ajunge numai cel ce se leapădă de toate și în primul rând de sine. Ucenicii lui Iisus sunt oameni liberi. Libertatea aceasta presupune o austeritate a vieții. În împărăția religiei, libertatea nu e un concept abstract, ca în câmpul cunoașterii în general. Aci, ea e o structură a omului devenit spiritual, străbătut de adevăr încă din veacul acesta. Unul ca acesta, chiar de-ar tăcea, mărturisește oamenilor pe Iisus, cel ce l-a făcut liber. Aceasta e ceea ce urmărește Iisus când ne cheamă să-i fim ucenici, începând de la libertate. Noi avem între noi și Iisus un munte care trebuie trecut, iar ce e mai greu e că muntele e în noi și n-ar trebui, după cuvântul lui Iisus, decât un grăunte de credință și ar dispare muntele și l-am găsit pe Iisus. Dacă tu crezi în ceea ce spui, credința ta se mută la cel pe care îl înveți, la cel cu care stai de vorbă. Iar dacă nu crezi tu, nu vei putea să-l transformi nici pe cel pe care îl înveți. Nu vei birui dacă nu faci tu ceea ce spui. Cuvintele tale să fie cale lui Dumnezeu. Să nu bagi învățături omenești în numele lui Dumnezeu, căci va fi vai de tine. Iar dacă unii nu ascultă de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, adică prin faptele voastre, când vor vedea felul vostru de a trăi curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoabă de afară, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăție nepieritoare, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Osteniți-vă Domnului, căci săcerișul este mult și săcerătorii puțin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sunt unii lipsiți de darul credinței. Aceștia nu vor să creadă din două motive. Sau sunt stăpâniți de dracul mândriei,
sau pentru că nu vor să fie, să existe un judecător drept, care să le ceară socoteală de faptele lor nelegiuite și de viața imorală pe care o duc. Întovărășiți-vă știința cu osteneala purificării trupești și sufletești. Dacă tu crezi și lucrezi ceea ce spui, cu aceasta vei birui și vei răspândi lumină în jurul tău. Să vă povestesc pe scurt subiectul unei piese de teatru, scrisă de dramaturgul francez Edmond Rostand. Se intitulează Chantecler și din ea putem trage câteva învățăminte. Cocoșul Chantecler, care trăiește la o fermă, are convingerea că prin cucurigul său face să răsară soarele. Numai că o făzăniță, pe care urmează în pădure, îl atrage spre locul unde cântă privighetoare. Chantecler uită de misiunea sa, uită să cânte și totuși soarele răsare. S-ar putea trage următoarea concluzie. Nimeni din lume nu este absolut necesar pentru nimic. Vei fi sau nu, vei interveni sau ba, lumina tot se va face, cu tine sau fără tine. Există o energie ascunsă care mână lucrurile înainte. Să nu-ți închipui sărmană făptură pieritoare, oricât de bine ai fi de înzestrat, că dacă nu ești tu, lucrurile n-au să meargă înainte. Prin urmare, la ce străduință? Oricum vor sta lucrurile, tu îndeplinește-ți înainte menirea pe care o simți, dacă o simți. Poate că nu mai înțelegi rostul încordării și sensul utilității tale. Nu înceta să fii ceea ce ai fost. Isprăvește ceea ce făceai, ca și cum n-ai fi încercat nicio dezamăgire. Poate că fără știința noastră slujim un scop superior al naturii, un cel care e prea mare ca să-l înțelegem, prea vast ca să-l închipuim și pentru care Dumnezeu ne-a pus în suflet impulsiunea oarbă pentru noi, dar luminată pentru El. Soldatul nu pricepe planul generalului, dar fără să-l priceapă, îl aduce la îndeplinire. Întocmai așa sună cuvântul Scripturii. Să le spui cuvintele mele, ori te-or asculta, ori nu te-or asculta. La sfârșitul adolescenței încep ispitele mai mari. Unii încep să alerge după femei și cine face curte nu face carte. Alții încep să bea, să fumeze, să-și irosească timpul cu tot felul de prostii. Să știi că luarea examenelor se face în regim de abstinență, de castitate. Prin înfrânare, energia genezică trece ca energie vitală în sânge și asigură sănătatea tuturor organelor și a gerimea minții. Și atunci înveți ușor și ții minte ce înveți. Decăderea neamului pleacă de la decăderea moral-biologică a indivizilor. Aceasta se manifestă în familie și prin aceasta în interiorul neamului. De aceea, pentru regenerarea neamului, e necesară regenerarea familiei, care trebuie să-și împlinească rolul de naștere a copiilor sănătoși fizic și mental. E necesară păzirea curăției trupești și spirituale până la căsătorie, care trebuie să fie binecuvântată de Dumnezeu în taina căsătoriei. Tinerii să păzească cenzura din interior, prin credință și moralitate creștină, și cenzura din exterior, prin evitarea desfrânării, atât înainte, cât și în timpul căsătoriei. Omul trebuie învățat cum să-și chivernisească sămânța de om, energia genezică menită să perpetueze specia umană. Energia genezică cere două cenzuri. Una din afară, păzirea curăției, a castității până la rostul binecuvântat de Dumnezeu în taina căsătoriei, adică zămislirea și nașterea de copii, și cenzura din interiorul familiei față de formele degenerate ale iubirii conjugale, adică exacerbarea sexualității, abuzurile sexuale, avortul și toată gama de metode pentru evitarea maternității. Energia aceasta cu funcție endocrină, bine strunită, trece în sânge, se convertește în altă energie și dă organismului sănătatea completă, care se transmite și urmașilor. De îndată ce este tâlhărită, în formele de desfrânare, sănătatea se pierde și starea aceasta duce la urmași degenerați.
Sunt unii care se leagă din adolescență unul de altul, fără să mai cunoască și pe alții. De cele mai multe ori aceste relații eșuează. Pentru alegerea unui partener în vederea căsătoriei, e bine să faci cunoștință cu mai mulți tineri sau tinere, cam de vârsta ta, de condiția ta, de cultura ta, cu care să ajungi prin întâlniri și discuții la o prietenie sinceră și curată, care să evite orice încercare de sexualitate, adică păzind respectul reciproc și urmărind numai prietenia. Prietenia adevărată este o virtute. Ea se poate baza pe un ideal comun de viață, pe preocupări religioase și morale, pe cunoașterea reciprocă a sănătății și a originii. Mai apoi, când ești cu studiile aproape de terminare, sau le-ai terminat, dacă optezi pentru căsătorie, intensifici întâlnirile cu acela care corespunde cel mai bine vederilor tale. Să-i cunoști și familia și neamul, ca o să te întâlnești mai des cu persoana aleasă. Îi ieși în drumul pe unde umblă și discuți mai mult problemele vieții, inclusiv problema vitală a căsătoriei. Până la urmă, interesul tău pentru persoana în cauză va fi receptat și încetul cu încetul, sentimentul de încredere va crește și în cele din urmă se va transforma în iubire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tinerii absolvenți de teologie, care optează pentru preoția de mir, să aibă o atenție deosebită în alegerea ființei care va fi alături, deoarece căsătoria nefericită a preotului are urmări dezastroase, atât pentru preot, cât și pentru credincioșii pe care îi păstorește. Viitoarea soție a unui preot trebuie să fie nu numai sănătoasă trupește, gospodină, modestă, ci să aibă și o credință puternică și iluminată în Dumnezeu. Să aibă dragoste de biserică și de credincioși în mijlocul cărora va trebui să trăiască. Luxul, mândria, privirea de sus sunt mari defecte ale unei soții de preot. Minciuna, chiar între trei ușoare de glumă, poate fi dăunătoare. Aveam în meditație un școlar. A dormit odată după amiaza cam mult. Când s-a trezit, era 7:30 seara. Cum era sonoros, l-am luat prin surprindere. Repede, băiete, la școală, că-i târziu. Dar parcă e întuneric afară, zise el. Da, este. Dar în dimineața asta e eclipsă de soare. S-a conformat crezând situația descrisă. Luând ceva în gură, dă să plece la școală. Stai, gicule, că-i seară. A, râzi de mine. Și dă repede să plece. A fost nevoie să-i spună și alții că e seară și nu dimineață. Iată un exemplu că o minciună, când e crezută, stăruie ca un adevăr. Atunci am văzut chipul dezorientării pe fața unui copil. Cuvintele interzise orientează greșit sau dezorientează. Deci trebuie să fii mai presus de cuvintele oamenilor ca să nu te atingă nici o cara, nici lauda din ele. Cuvintele sunt ființe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise și trăiesc până la judecata de apoi dinpreună cu toate urmările lor. De aceea se zice că 10 porunci are înțelepciune. De 9 ori să taci și odată să vorbești. Și atunci puțin. În împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic necurat. Puțin sunt aceia care rămân în împărăție, încă de la judecata particulară pentru veșnicia nesfârșit. Toți ceilalți, deși credincioși, dacă nu s-au curățit prin pocăință de păcatele lor, trec în lumea nevăzută cu sufletul bolnav, dar n-au pierdut putința de a ajunge odată și ei în obștea Bisericii lui Hristos. Până atunci suferă în iad, căci în iad sunt mai multe feluri de osândiți, unii pentru vecii vecilor, alții până la judecata de pe urmă, când îi scoate biserica luptătoare de pe pământ, prin rugăciune și milostenie. Aici, în viața pământeană, dacă vrei să te pocăiești, poți să o faci. E o faptă a libertății voinței. Dincolo, nu mai e libertatea voinței. Dacă cineva ar fi scos din iad, aceasta se datorează ostenelii rudenilor și rugăciunilor biserici. Fără libertate și fără har, nicio suferință nu plătește nimic, cu atât mai puțin suferința din iad.
precum nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, așa nimic bun, oricât de puțin ar fi, nu rămâne în iad pentru totdeauna. Iubirea a coborât pe Dumnezeu în trup. Iubirea sfârma porțile iadului. Iubirea scoate din moarte și nu te lasă să te pogori în întuneric. Iubirea e însușirea lui Dumnezeu, prin care a creat lumea văzută și nevăzută, și toată făptura care îl cunoaște de Tată e străbătută de iubire. Ce sunt sfinții? Sunt oameni ca și noi. Decât că aceștia au pus iubirea de Dumnezeu mai presus decât iubirea de mamă, decât iubirea de tată, decât iubirea de fiu, decât iubirea de patrie, decât iubirea de pământ, decât iubirea de lumea asta. Sfinții, prin urmare, sunt oameni care au ascultat întocmai de Iisus, iubindu-L pe El mai presus decât acestea. Într-o zi am ascultat necazul unei mame. Fata ei a fost credincioasă până i-a murit soțul, când s-a răzvrătit și contra icoanelor. Adică Dumnezeu e bun numai cât îți merge bine în lumea asta? Dar când îți vine un necaz, te întorci împotriva icoanelor, a bisericii, a lui Dumnezeu. Omul ăsta a iubit ceva din lumea asta mai mult ca pe Iisus. Și Iisus a zis limpede: cela ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cela ce iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Acum știți ce-s sfinții, eroii iubirii divine. Am avut o vreme în viața mea și viața mea se aseamănă cu a tuturor oamenilor, în care mi-era rușine să pomenesc numele iubire, pentru că nu știam de iubirea divină, ci numai ce iubesc oamenii. Se întrec să iubească păcatele, mărirea de șartă, strălucirea, luxul. Și pentru asta îmi era oarecum rușine să pomenesc numele iubire. Dacă iubești pe Dumnezeu, atunci te sfințești. Dacă iubești păcatele, ajungi să te îndrăcești. Puneți astea două, iubirea de Dumnezeu și iubirea de păcat, ca două capete de scară pe care suie și coboară oamenii. Băgați de seamă, astea două capete vi se îmbie acum cu gândul de a vă sui de la iubirea de păcate la iubirea de Dumnezeu. Aceasta e lupta ce ne stă înainte, având privirea la Iisus, căpetenia și împlinitorul credinței. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe singurul său fiu l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E mai mare iubirea aceasta decât iubirea care a creat lumea. De data aceasta stăvilarele dragostei se ridică și iubirea se naște pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, pârjol de cer în inimile oamenilor. Amin. Cu adevărat, iubirea e calea cea mai scurtă și mai presus de orice cale spre desăvârșire. Prin iubire avem înăuntrul nostru împărăția cerurilor. Amin.
Dacă iubire e porunca ce rezumă Scriptura, sigur că numai ea e chemată să pună capăt judecăților, răzbunărilor și a tot războiul cel ucigaș dintre oameni. Porunca aceasta nu aștepta să o împlinească alții întâi. Împlinește-o tu întâi și după tine se vor lua mulți. Dar trebuie să știi, dragul meu, că e vorba de o iubire fără margini. O iubire care iartă toate. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să mă leapă de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel ținând la mine, te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea prea sfânt numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede ca fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, cel ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile ne-au pustină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre, și toate împreună au făcut temnița în care te ținem, bolnav, plămând și fără haină. Și așa risipim în deșertăciune zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care te ținem. Aprinde dragostea ta în inimile noastre. Arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Vino și te sălășulește întru noi împreună cu Tatăl și cu Duhul, precum ai zis, că Duhul Tău cel Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos, neputincioasă. Doamne, cel ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșit suntem, cât ești de aproape de sufletele noastre și cât te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina ta peste noi, ca să vedem lumea prin ochii tăi, să trăim în veac prin viața ta, lumina și bucuria noastră. Slavă ție! Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Făr de Moarte, miluiește-ne pre noi. Toate diamantele lumii sunt gunoi față de valoarea unei clipe în lumina dumnezeiască. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Omul stă la îndoială despre existența lui Dumnezeu pentru mai multe motive. Mai întâi pentru că nu-L vede. Deși crede într-o mulțime de lucruri pe care nu le-a văzut, dar se sprijină pe cuvântul altora pe care îi crede. Dumnezeu poate fi văzut, dar trebuie îndeplinită o condiție. Trebuie inima curată. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Mai stă omul la îndoială și pentru că nu vede imediat răsplata lui Dumnezeu, atât pentru bine cât și pentru rău. Oamenii mai stau la îndoială despre existența lui Dumnezeu și pentru că e de necuprins cu mintea, așa cum cuprindem știința sau altă îndrednicire. Cu alte cuvinte, ca să o spunem de-a dreptul, Dumnezeu nu poate fi dovedit cu mintea nici că există, nici că nu există. O bucată de fier rece, bună și ea la ceva,
nu se poate dovedi existența focului, până aceea însăși nu va fi roșie ca focul. Cam așa e și cu mintea omului, cât privește puterea și neputința ei. Când făptura omului va fi străbătută de credința în Dumnezeu, adică de o siguranță interioară mai puternică decât valoarea mărturiilor sau tăgăduirilor rațiunii, făptura sa va fi lumină și viața sa o minune între oameni. Căci nu există argument mai tare ca viața trăită, prin care se străvede Dumnezeu, sau moartea de martir ca ultimă dovadă și cea mai de seamă despre existența lui Dumnezeu și a împărăției sale. Firește că ultimul argument despre existența lui Dumnezeu îl va da el însuși, căci înainte de judecată e învierea cea de obște. Aleluia, creștinismul se întemeiază și dăinuiește pe întemeitorul său, pe învierea lui din morți. Noi suntem cei care de obicei cădem din creștinism, iar nu creștinismul. Noi cădem, nu Iisus. Minciuna iudeilor n-a surpat învierea lui Iisus. Dumnezeu nu cade. Dar căzând noi din creștinism, ni se pare că a căzut creștinismul. Ni se pare că a căzut altcineva, nu noi. Creștinismul se adresează persoanei. Se adresează celor trei facultăți ale sufletului: cunoașterea, iubirea și voința. Cunoașterea de Dumnezeu ca o condiție a vieții veșnice, iubirea o condiție a îndumnezeirii omului și voința o condiție a desăvârșirii. Dumnezeu nu-L putem cunoaște decât prin Iisus Hristos, care e calea noastră la Tatăl. Iar pe Iisus nu-L putem câștiga fără poruncile, tainele, crucea și biserica sa. Unde-L găsim pe Iisus? Acoperit în poruncile sale și în tainele sale. În sfintele taine. Iar în noi, în alcătuirea noastră duhovnicească, se află deodată cu botezul și cu celelalte taine însoțitoare. El e nevăzut de față în orice cruce a vieții și întreg în biserică, în marea obște a bisericii. Găsind pe Iisus, ne găsim pe noi înșine, destinul și veșnicia noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Aceștia sunt cei doi fii al lui Dumnezeu. Iisus, mai înainte de toți vecii, și omul, fiul vremelniciei. Acest al doilea fiu a ajuns rău, a ajuns slăbănog. Unii sunt slăbănoși după trup, alții după minte. Nu pot înțelege și nu se pot bucura de bine. Știm cu toții pilda fiului risipitor. Pilda aceasta numai Dumnezeu o putea spune, căci limba omenească nici când n-a putut cuprinde în mai puține cuvinte, mai simplu și mai profund, toată tragedia omului,
peste care Dumnezeu revarsă un ocean de iubire și înțelepciune. Toți ne recunoaștem în acest fiu risipitor, căzut de la cinstea de fiu al lui Dumnezeu până la rangul unui porcar de căzut și cu sufletul în zdrenț. Cina cea de taină, cel mai cunoscut tablou din Renaștere, a fost lucrat de Leonardo da Vinci în vreme de 12 ani. A căutat mult timp un model pentru Iisus. În sfârșit l-a găsit într-un tânăr frumos la chip, bun, blând, cu suflet mare și radin de dragoste, un vrednic urmaș al lui Iisus. L-a zugrăvit, deci, la locul de cinste. Pe ceilalți apostoli i-a găsit mai ușor, afară de Iuda. Acesta trebuia să exprime, dacă nu chiar să fie, modelul neîncrederii, veninul invidiei, încremenirea îngustimii, răutatea și trădarea. Aproape se împlineau 12 ani de când începuse tablou. Când iată că găsește la Milano un om care corespundea în tocmai vederilor lui Leonardo. Îl plătește ca model și îl aduce în trapeza mănăstirii unde zugrăvea cina cea de taină. Era model de Iuda, întunecat la chip, deși la suflet, brăzdat de patim, vulcan de ură și de necredință. Pictura se apropia de sfârșit. În sufletul acelui om se petrecea o frământare cumplită, când deodată oprește pictorul și îi spune: tot eu am fost model și acum 12 ani, când zugrăveai pe Iisus. Leonardo a strigat speriat: tu ești același? Mai departe, istoria nu ne spune nimic, dar se înțelege ce s-a petrecut, adică se petrecuse. Noi obosim așteptând întoarcerea unui copil, a unui frate, a unui tată bețiv, dar Dumnezeu nu descurajează. Dumnezeu te urmărește cu iubirea sa îndurerată în orice țară te-ai duce. Iubirea e ca Dumnezeu, nu are hotare. Unul din Sfinții Părinți o spune limpede: Iisus urmărește pe toți oamenii, oricât fug de departe, să-i ajungă și să-i întoarcă acasă. Și asta face până la sfârșitul lumii. Cauza desfigurării omului stă în cauza greșită a fericirii sale în lucrurile acestei lumi. E atât de mare sufletul omului după obârșia sa, încât numai Dumnezeu îl poate umple. Cu orice altceva de a încerca să saturi sufletul, nu faci decât să ți-l îngustezi pe măsura dorinței urmărite. Asta e desfigurarea lui. Cu alte cuvinte, renunți la înrudirea ta cu Dumnezeul nemărginirii și te lipești de ceea ce mulți părinți ai bisericii izbesc cu o vorbă aspră: curva lume. Oamenii umblă după făcătorii de minuni, fie ei și vrăjitori. Dar vă spun că minunea cea mai mare e înnoirea vieții tale pe temelia ei, Iisus Hristos. E încreștinarea voinței tale. Asta e minunea cea mai mare care ne stă cu adevărat la îndemână și ni s-a dat nouă poruncă: înviați pe cei morți. După învierea ta tânjește Iisus. Schimbat-te ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta precât li se putea. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea viitoare, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă ție. Misiunea preotului este de a salva ceea ce se poate salva, de a propovădui răspicat voința lui Dumnezeu, cel întreime, după predania bisericii, pe Hristos cel cu cruce sufletelor, de a ajuta pe cei credincioși să se mântuiască, de a-i scoate din mijlocul răului la mântuire. Sunt situații speciale care apar din când în când în lume. Atunci Dumnezeu rânduiește oameni cu o misiune deosebită, ca să rezolve lucrurile în sensul dorit de Dumnezeu. Dumnezeu trimite pe aleșii săi
mai înainte de a veni pedeapsa lui, ca să atragă luarea minte, să trezească la îndreptarea dorită de el, ca să dea vreme de răgaz pentru îndreptare din păcate, să ajungă oamenii la conștiința de sine și de Dumnezeu, care fiecare om și are și poporul o misiune de îndeplinit. Răspunderea noastră este de a chema pe toți la pocăință, la viață curată, ca în orice moment noi, cei ai lui Dumnezeu, să fim gata a intra. Și foarte puțin sunt cei ce vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Doar Sfânta Liturghie mai ține lumea. Nu preotul citește Evanghelia, ci însuși Domnul nostru Iisus, cel contemporan cu noi, cel viu, ne-o propovăduiește și nouă, ca în timpul vieții sale pământești, prin gura preotului liturghisitor. Rabdă Fiul lui Dumnezeu o răstignire neîntreruptă. Mielul împărat stă mereu chezaș înaintea Tatălui, aducându-se jertfă neîncetat, rugăminte de mijlocire pentru biata lume. Că de n-ar fi sângele mielului, al însuși arhiereului împărat, Iisus Hristos, dat de bună voie și neîncetat preț de mântuire pentru oameni, sunt cu iubire și părtinire pentru lume, de mult ar fi înecat Dumnezeu pământul în sângele oamenilor și l-ar fi ars cu foc, desfăcând de istov stihiile. Deci sângele mielului din Sfânta Împărtășanie mai ține sufletul noase și lumea în picioare. Precum taina pocăinței un dar al cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, așa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iară sub chip smerit, mântuiește lumea sau oferește de urgiile Antichristului. Iată de ce toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. Preoții au datoria să explice credincioșilor Sfânta Liturghie, așa încât credincioșii să participe conștient la această sfântă taină. Dumnezeu coboară între oameni și suie oamenii la sine pe scara Sfintei Liturghii. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Auziți până la marginile pământului, cei puternici, plecați-vă, căci cu noi este Dumnezeu. Că iarăși de vă veți întări, iarăși veți fi biruiți, și orice sfat veți fătui, risipi-l va Domnul. Căci cu noi este Dumnezeu. Singurul grai care răzbate la inima oamenilor e jertfa cuiva pentru ei. Când moare cineva pentru tine, pe acela nu-l uiți niciodată. La începutul unuia din război a ieșit o lege că poți lipsi de la război dacă îți găsești un locuitor. Greu de găsit un locuitor la moarte. Era undeva un om cu o casă de copii, dar necredincios. Și trebuia să plece la război. La plecare, iată că vine un tânăr și spune: eu sunt singur, chiar dacă mor după mine nu plânge nimeni. Merg eu în locul dumitale la război. S-a dus tânărul. După oarecare vreme, tânărul cade rănit de moarte și cum ajunge acasă, moare. Mormântul său era mereu împodobit cu flori și nimeni nu știa cine le pune. Cine credeți? El, necredinciosul. A fost surprins într-o noapte că aduce flori la mormânt. Bine, dar tu nu crezi în Dumnezeu. Ba, acum cred. Fiindcă numai Dumnezeu i-a putut da tânărului acestuia iubirea de mine și de copiii mei, ca să meargă el în locul meu la moarte. Și asta numai Dumnezeu a făcut-o, când a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, așa sunt de departe judecățile mele de judecățile voastre, zice Domnul. Altfel sunt judecățile unui tată care și-a la rost copiii decât e socoteala copiilor. Dar când copiii vin la minte de plină, atunci înțeleg care a fost judecata tatălui lor când a dat bătaie. Așa și noi, când suntem înfășurați în trup,
suntem destul de legați într-o înțelegere trupească a vieții, într-o înțelegere pruncească. Dar când vom scăpa de muritorul acesta de pe noi, atunci cu mare recunoștință vom mulțumi lui Dumnezeu pentru toate încercările la care ne-a supus cât eram în lume. Prin urmare, să lungim vederea până dincolo de zarea acestei vieți, până la cealaltă împărăție. Că altfel nu putem pricepe necazurile vieții acesteia și nepricepându-o pe aceasta prin cealaltă, nu putem răbda. Dar dacă o înțelegem așa cum este, pe una în legătură cu altă, atunci oricât ar fi de necăjită, capătă o valoare neprețuită. Și atunci se întâmplă un lucru minunat. Omul iubește necazurile și pe toți cei ce îl necăjesc îndeosebi. De acum creștinul stă liniștit pe conducerea lui Dumnezeu și vede că orice cruce a vieții sale e o mărturie a iubirii părintești a lui Dumnezeu. Deci dacă ne împărtășim cu sfânta jertfa Domnului, ne împărtășim cu taina iubirii supreme a lui Dumnezeu. Împărtășire care, printre alte daruri, are și pe acesta. Că ne ridică de la înțelegerea pruncească a vieții la înțelegerea pe care o avea Iisus, în temeiul căreia suntem următori convinși și liniștiți, oricât de neliniștit ar fi marea vieții de aici. Știm cui credem și știm cine-i la cărmă. Să fim înțeleși, nu intri după moarte în împărăția în care nu ai trăit încă de pe pământ. Fiecare e înzestrat și trimis să împlinească un rost al lui Dumnezeu între oameni. Duhovnicul va întoarce și mintea noastră de la atâta umblare pustie în afară și o va face scaun al lui Hristos Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile cunoștinței și ale înțelepciunii. De aceea să rânduiți duhovnici, să cumpănească duhurile ce străbat minte, să cunoască măsurile fiecărui om și încotro îi înclină cumpănă. Duhovnicul are puterea și știința de la Dumnezeu ca să împrăștie și să strice mereu lucrările protivnicului. Prin urmare, credinciosul e dator cu ascultarea din dragoste față de duhovnicul său. Căci fără darul acestuia, e cu neputință izbăvirea de necazuri și mântuire. Mărturisirea și ispășirea păcatelor sunt două lucruri diferite. Iată cum avem noi păcatele. Unele mărturisite, adică spuse înaintea lui Dumnezeu, sub patrafir la preotul duhovnic, și altele nemărturisite. Pentru păcatele mărturisite căpătăm canonul de pocăință. De obicei, canonul sau pocania e chiar leacul păcatului aceluia. Iar fiindcă pe tine te mustră cugetul și de aceea ai alergat la spovedanie să capezi liniștire, sigur că vei primi cu bucurie și canonul. De aceea această osteneală după care ai venit de bună voie se cheamă ispășire de bună voie. Mulți v-ați mărturisit păcatele voastre și totuși cugetul vă mustră. Oare de ce? Pentru că ori n-ați primit leacul, canonul, după mărimea rănii, ori l-ați primit, dar nu l-ați făcut. Și vă mustră cugetul și pentru că mai sunt păcate nemărturisite. Căci cugetul nostru când ne mustră pentru păcatele noastre, să știți că e glasul lui Dumnezeu în noi. Cugetul e veriga lui Dumnezeu și de Dumnezeu pusă în noi, de care agață Dumnezeu mila sa și ne atrage la sine. Nu tânjim noi spre Dumnezeu cum tânjește Dumnezeu spre noi. Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală. Tot socoteală milostivă, însă pe noi ne ustură. Știind Dumnezeu nătângia noastră,
nu ne lasă părăsiți în întunericul necunoștinței, ci ne trimite necazuri și pocanie. Asta e ispășirea de nevoie. Dureri, pagube, vrajbe, tulburări, copii slabi și orice altă suferință care ne îndoaie cerbicea. Căci toate le poate Dumnezeu fără tine, dar ca să te mântuiască din lumea aceasta, nu vrea fără tine. Hotărâți-vă astăzi și mărturisiți-vă și cele nemărturisite ale voastre. Căci acestea sunt verigile diavolului în care el își prinde cârligele. Chiar când Dumnezeu ne întinde mâna, Satana ne împinge să o scăpăm. Voi vă speriați când auziți aceasta. Însă ori de câte ori blestemați când aveți necazuri, să știți că lucrul acesta îl faceți. Loviți cu ocări mâna lui Dumnezeu în dauna voastră, atrăgându-vă urgia lui Dumnezeu. Alunecarea în păcate e o taină a rânduielii nevăzute. Unii cad din neștiință, alții din amăgirea firii. Unii din ispita diavolului, alții pentru că îi părăsește Dumnezeu o vreme ca să-i cunoască lipsa. Și în sfârșit, căderea cea mai mare e cea din urgia lui Dumnezeu. Împotriva mâinii întinse a milei lui Dumnezeu, poți să dai până și cu copita. Dar împotriva urgiei mâniei lui, nu mai poți face nimic. Dacă viața noastră nu a fost ca o lumină cât am avut sufletul în trup, apoi chiar de ne vor arde și un vagon de lumânări la cap, cu nimic nu ne va ajuta. Nici chiar lumânarea de la ieșirea sufletului. Cine are minte, să ia aminte. Tu pe cine ai adus la Iisus? Vecinul tău bate crâșmele, verișoara ta a fugit necununată, feciorul tău fuge de biserică, copiii tăi umblă noaptea pe la jocuri și scuipă după preot. La Iisus n-ai pe nimeni de adus? Poate ai de gând să te aduci pe tine, că până nu te aduci pe tine, nu poți aduce pe nimeni. Idealul adevărat nu este o idee sau o situație viitoare optimă. Idealul este o ființă salvatoare. Este ceva după care tânjești din străfundul ființei tale. Nu avem liniște și echilibru până nu decidem în timp ce facem cu eternitatea noastră. Ce facem cu Hristos, căci El ne-a revelat nouă toate. El ne-a descoperit adevărul fundamental al eternității și întoarcerii noastre la Dumnezeu ca Tatăl omului. În ordinea religioasă, adică atârnării noastre de ființa supremă, adevărul e neasemănat mai mult decât în ordinea fizică a existenței. Aici, pe pământ, adevărul e concordanță, evidență. Pe când în ordinea religioasă adevărul devine ființă activă, capabilă să ridice sufletul la alt nivel de existență. Așa înțelegem pe Iisus Hristos când a spus că El e adevărul, calea și viața și acestea veșnice. Iată ce însemnează a fi ucenicul idealului întrupat. Peste toate tristețile veacului de acum va fi martor cu prețul vieții, al învierii omenești, la destinația ei de obărși. Dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă. Precum omul se menține în viața văzută prin sufletul său nevăzut, așa și lumea văzută, toată, se menține în existență prin existența nevăzută a lui Dumnezeu. Hristos a înviat,
însemnează că viața e mai tare ca moarte. Hristos a înviat. Însemnează că toate nădejdile bune ale oamenilor sunt îndreptățite. Hristos a înviat. Însemnează că toate problemele vieții sunt pe deplin dezlegate. Cătușele întunericului și ale tristeții sunt sfărâmate, fiindcă Hristos a înviat. Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus din țara Zarandului, sat ce aparține comunei Vața de Jos, în partea de sud a munților Apuseni. Părinții săi, Iosif și Creștina, l-au botezat cu numele de Zian Vălean. A urmat Liceul Național Ortodox Avram Iancu din Brat și în 1929 s-a înscris la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, pe care a absolvit-o în 1933. Aflând de talentul său la desen și pictură, Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, l-a trimis cu bursă la Academia de Arte Frumoase din București, unde a studiat în perioada 1933-1938. La 11 septembrie 1936 a fost hirotonit diacon celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. În 1939 a fost timp de 3 luni la Sfântul Munte Athos ca să deprindă călugăria de acolo. Pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie. Ca preot, duhovnic și stareț va începe cu putere și duh apostolesc și chiar prorocesc mișcarea unică de la Sâmbăta de redeșteptare religioasă și morală a credincioșilor. A fost arestat prima oară în iulie 1945 la Mănăstirea Bistrița de Vâlcea și a anchetat la Râmnicul Vâlcea. În continuare a fost urmărit și supravegheat până la sfârșitul vieții. După instaurarea regimului comunist, în 1948, părintele Arsenie a fost arestat și anchetat la Făgăraș și Brașov. Mișcarea religioasă de la Sâmbăta avea învergură națională. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la Mănăstirea Prislop din țara Hațegului, județul Hunedoara. În 1951 a fost trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 1955 a fost iar reținut și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea, fiind eliberat în aprilie 1956. În 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și s-a interzis să mai slujească la altar. A fost apoi angajat ca pictor la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare. O cucernice, Părinte, și azi ne aducem aminte că ești apostol lui Iisus, născut la Vața de Sus. A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier, într-o casă unde câteva maici de la Prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la Mănăstirea Prislop. După 1990 au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelui Arsenie Boca, cele mai importante fiind Cărarea Împărăției și Cuvinte Vii. Mormântul său de la Prislop este astăzi loc de pelerinaj. Mii și mii de oameni îl cinstesc ca pe un sfânt. Născut în casa din deal, ți-au pus numele Zian, plecat din satul tău natal. Azi ești Sfântul din Ardeal. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi
marea rugăminte. Nu lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Când plângeai sub cruce, Maică îndurerată, te-am primit de mamă, noi și lumea toată. Nu lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Călători pe marea veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Călători pe marea veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Tu ești steaua mării și ajut să treacă cei care se roagă, nimeni nu se neacă. Nu lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale.